Incredibil! Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecamp s-au șicanat în trafic, ca în filme, după proces. După ce ieri a avut loc al doilea termen al procesului de divorț, iar Ana Maria Prodan și Laurențiu Regecam au stat față față după o lungă perioadă, iată că războiul a continuat și pe stradă. Cum războiul a început în sala de judecată, nu vă gândiți că s-a terminat atât de rapid, asta pentru că paparazii au fost pe urmele lor imediat după ce au plecat de la judecătoria Buftea. Atât Ana Maria Prodan cât și Laurențiu Reghecamp s-au urcat amândoi în mașini separate și au pornit în același timp, dar în trafic s-au întâlnit și nu au lăsat lucrurile neterminate. Astfel au surprins momentul în care ambele mașini, aflate pe două benzi de mers separate, au început ba să frâneze, ba să depășească, astfel că Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecam au continuat și canările. La un moment dat, Ana Maria Prodan se oprește cu mașina în fața lui Laurențiu Reghecam preț de câteva secunde, încurcându-le pe antrenor să-și continue drumul. Secunde bune a durat și canarea în trafic, asta până când efectiv drumurile lor s-au separat și fiecare a plecat acasă.